Încă anul trecut, prin târg se zvonea că cică legendara trupă Scooter ne va vizita plaiurile mioritice pentru a da și un concert. Nu a fost decât un zvon, dar așa cum ne iubim telespectatorii, am decis să mergem la Odessa, iar de acolo am adus acea căldură cu care Scooter și-a încălzit fanii. Cei din Scooter au un principiu, concertul pe care îl dau trebuie să fie 100% live. Și așa a fost, vă spunem, nu doar noi, dar și cei prezenți la eveniment. Formația și-a făcut fani în toate colțurile lumii. La timpul său a făcut furori cu piesele How Much Is The Fish, Fire, The Logical Song, iar albumul Jumping All Over The World a reușit să o doboare chiar și pe Madonna. Cei din Scooter n-au venit la vecinii noștri cu mâinile goale, ci cu un album nou, al 15-lea la număr, așa că după ProNews mergi de-l cumpără, pentru că se merită! Alături de Tangerine Dream, Kraftwerk, Modern Talking, Scorpions, Bonnie M, Scooter este una dintre cele mai de succes trupe din Germania. Sperăm să treacă vreodată și pe la noi!